Când am făcut distribuția, am făcut două greșeli. Una mai gravă și una mai puțin gravă. Cea mai gravă este la rola întinzătoare și mai puțin grav pentru că n-am folosit aceste cale de blocaj al vibrochenului. Din fericire pentru mine, eu la vibrochen am o pană. Având acea pană, asta mai exact, a fost ușor să strâng ulterior șurubul de pe flie, sau cred că la asta contează de fapt. Dar cei care nu aveți pană, fără unul, nu știu, unul, cred că ăsta unul din ele nu se folosește, dar fără blocajul motorului cu aceste șuruburi, o să vă fie groaznic. A doua greșeală, prima de fapt, că aș putea spune că este prima, cea gravă, când am aliniat această săgeată aici, am greșit foarte mult la acest, nu știu cum să zic, chestia asta. Eu am pus imbusul și am deplasat acest, nu știu să zic, excentric înspre în față. Dar noi avem desenat aici, pe acest excentric, săgeata către spate. Deci eu trebuia să duc înspre în spate, deci trebuia să duc roată invers acelor de ceasornic. Dacă am înțeles bine, în momentul în care am dus acest excentric înspre în față, sensul acelor de ceasornic, practic eu am blocat această rolă fix. În loc să fie elastică, am fixat efectiv întinderea curele, ceea ce nu este ok. Cala de culoare negru, cel cu vârf, se bagă unde am băgat eu prima dată șurubul, pur și simplu se bagă, nu se înfiletează, dar la fel de bine se poate folosi și un șurub pe care îl înfiletați, exact cum am folosit eu. Cea de-a doua cală, în cazul meu cu mânerul mai lung, se montează exact aici, sub senzorul de presiune ulei. Nu se vede foarte bine cu camera, o să bag undeva în jos. Este vorba de acel șurub și aveți nevoie de o cheie E14. După ce s-a slăbit cu cheia, se scoate cu mâna, ușor. Cât timp scoateți acest șurub de acolo, acel șurub are doar acest rol de a bloca vibrochenul. Ideea este că atunci când scoateți acest șurub să nu porniți motorul. În momentul în care ați pornit motorul, tot uleiul vă zboară de acolo. Pentru verificare, puteți scoate cala de aici, dați un pic înapoi, iar după care dați înainte și se aude că s-a blocat. În acest moment se poate pune și cala din partea din față și garantat sunteți cum trebuie. Aici, deși avem filet pe cală, nu trebuie să înfiletați nimic, doar intră. Mai o chestie de precizat, acest punct de pe rola de la pompa, nu de la pompa, de la axul cu came, corespunde cu această liniuță de aici. Deci așa am pus eu greșit și normal trebuie să dai corect în direcția opusă, invers, a celor de ceasornic, iar în acel moment, ia uite cum limba aia coboară unde trebuie și exact aici trebuie să strângi. Practic, partea de jos, unde se pune imbusul, la mine era în partea de sus, total greșit.